Bună seara tuturor, dragi ascultători, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Câștigi sau Pierzi. O emisiune care a întârziat să apară în ultima perioadă, dar iată că am revenit aici alături de dumneavoastră la Radio Easy și ne puteți urmări în direct chiar și pe pagina de Facebook Radio Easy și pe pagina Câștigi sau Pierzi. Invitatul meu din această seară, la fel ca și ultima dată când ne-am întâlnit, este Vlad Cozma, pe care dați-mi, vă rog, onoarea să-l și salut. Salutare, Vlad, și bine ai revenit la noi în studio. Salut, Daniel, mulțumesc pentru invitație. Salutări și ascultătorilor noștri. Vlad, discutam înainte de a intra în direct aici cu ascultătorii noștri faptul că astăzi vom avea o emisiune ceva mai amplă, pentru că se adresează atât urmăritorilor din al sportului național, cât și internațional, pentru că vom discuta mai multe lucruri. O să discutăm despre lupta aceasta care se dă în Liga 1 pentru titlu, această luptă care este dusă, din ce se vede, între FCSB și CFR Cluj. Mai departe, în partea a doua emisiunii, vom discuta despre UEFA Europa League și despre UEFA Champions League. Vom analiza puțin rezultatele din sferturi și vom discuta confruntările care vor avea loc în semifinale, le vom comenta puțin. În partea a treia o să discutăm despre cea mai importantă știre din fotbalul românesc, să spunem așa, legat de transferul lui Răzvan Marin la Ajax, semifinalistă UEFA Champions League. Și în partea a patra, un subiect surpriză pe care nu l-am introdus în grila dinainte emisiunii, vom discuta despre niște zvonuri pe partea aceasta de transfer market. O să avem în vedere echipa Real Madrid, pentru că sunt mulți jucători care sunt dați ca și transferați în această vară pentru Galactici. O să începem cu Liga 1 și o să discutăm puțin despre situația din acest moment a clasamentului. În acest moment știm foarte bine CFR Cluj conduce campionatul, este la 6 puncte, distanță față de principala urmăritoare FCSB. Remiză în meciul direct de la Cluj, un meci foarte plictisitor, cred că ești de acord cu mine. Da, da. Și un meci, nu știu, fără ocazii importante, fără prea multă culoare, să zicem așa. Da, gazdele au avut două bare în acea partidă, însă chiar și așa jocul nu a fost foarte animat. A fost un meci, parcă a jucat Atletico Madrid, pentru că pe CFR Cluj, sincer, dacă ar fi să o asemănă cu echipă din fotbalul acesta mai tare, aș asemăna cu Atletico Madrid, pentru că are un continuu antifotbal. Chiar și aseară, chiar dacă au câștigat și a marcat și Țucudean la revenire, nu m-a surprins jocul lor și, sincer, mi-e greu totuși să-mi imaginez pe CFR Cluj din nou în grupele Champions League sau, de ce nu, în grupele Europa League. CFR Cluj joacă foarte mult la rezultat, joacă foarte mult la obiectiv. În meciul cu FCSB mi s-a părut că le-ar fi convenit și egalul, de asta n-au forțat foarte mult. Într-adevăr, au avut ocazii și au construit un oarecare joc. La începutul reprizei a doua, parcă a fost o pornire așa ofensivă, au forțat un pic un gol. Acesta nu a venit, a fost mulțumit cu 0-0. De partea cealaltă și FCSB-ul, mi s-a părut că a forțat prea puțin pentru ce ar fi trebuit să facă. Cred că ar fi trebuit să abordeze jocul puțin mai ofensiv. Ar fi avut un interes mai mare să câștige. Chiar ar fi avut mare nevoie de acele 3 puncte. La finanțatorul echipei, domnul George Becali, spunea faptul că ei oricum vor câștiga totul până la meciul direct de pe Arena Națională și acolo vor câștiga campionatul. Dacă te amintești, sezonul trecut, cam situația a stat la fel. Meciul decisiv a fost la fel pe Arena Națională, unde FCSB-ul, știm foarte bine, a egalat în minutul 93 prin gol acela lui Planici. Un alt joc în care CFR nu a arătat absolut nimic și a marcat superb prin Djokovic. Dar iată că a fost un alt meci decisiv, un alt meci cu o importanță foarte ridicată pentru roșialbaștri, care nu s-a dovedit a fi ceea ce s-așteptau. Pentru că la fel era Dan Petrescu pe bancă, mi-am amintesc, publicul era unul ostil la adresa celor de la CFR, dar iată că roșialbaștri nu a reușit să concretizeze nici atunci avantajul acesta și aportul publicului pe care l-a avut. Pentru că, sincer, nu poți să spui că Arena Națională este sub ce poate oferi publicul din Cluj. Pentru că mie, sincer, nu m-a impresionat publicul din Cluj. Într-adevăr, a fost aproape stadionul plin, dar nu a fost o atmosferă care să te facă să nu poți juca fotbalul tău. Cred că și publicul din Cluj așteaptă un joc ceva mai ofensiv, ceva mai spectaculos al CFR-ului. Da, păi uite, vezi tu, acum în România echipele românești se bucură doar
pentru partea a doua a clasamentului, mă refer, să evite retrogradarea și pentru prima parte a clasamentului să câștige campionatul și totul se oprește cam aici. Nu sunt pretenții pe plan european, pentru că am văzut ce a făcut CFR Cluj în sezonul trecut, fiind eliminați de către cei de la Jurgatens. Au reușit să treacă de cei de la Malmo, odată că nu au trecut de adversarul mai facil până la urmă. Un adversar care totuși a făcut surprize în grupe. A fost teoretic mai facil, într-adevăr, și în grupe acel adversar a dovedit că știu fotbal, a dovedit că joacă. Da, le-au pus probleme chiar celor de la AC Milan, că au fost în grupă cu cei de la Milan, chiar și cu cei de la Olympiacos. Au fost într-adevăr multe momente în care echipa respectivă din Suedia, dacă nu mă înșel, sunt cei de la Jurgen, sau nu mai știu exact de unde, au demonstrat că își merită locul acolo și că au meritat să meargă mai departe în grupe în pofida celor de la CFR Cluj. Îi vezi totuși pe clujeni capabil să facă ceva și pe plan european sezonul următor? Pentru că, acum să fiu sincer, dacă sezonul trecut mai avea speranțe la meciul de pe arena națională, mi-e greu totuși să cred că Steaua va merge ceas până la sfârșit și că vor reuși să dea lovitura de ciocan chiar pe arena națională. Bine, acum se poate întâmpla ca nici CFR-ul să nu meargă chiar ceas până la sfârșit. Ar mai avea încă un meci cu Universitatea Craiova, ar mai avea meciuri grele și etapa următoare au cu Viitorul. Un adversar care joacă și ei. Un adversar destul de dificil, aș spune. Crezi în momentul de față, uite, spune de Craiova și îmi pare bine că ai introdus și această echipă în ecuație. Craiova, practic, în momentul de față este la doar 2 puncte de FCSB în campionat. Bine, FCSB-ul nu a jucat meciul din această seară contra celor de la Viitorul Constanța, dar având în vedere că s-a făcut această schimbare, că a plecat Davis Mangea și a venit domnul Papură, crezi că Craiova mai poate emite pretenții să încurce vreuna din primele trei? Spun primele trei pentru că eu consider că nu va termina pe poziția a treia în sezonul acesta. Într-adevăr, este la bătaie, să zic așa, cu cei de la Viitorul pentru acel loc. Deocamdată au un avantaj. Rămâne de văzut, probabil conducerea Craiovei a considerat această schimbare oportună în acest moment. Nu știm exact ce va fi. Totuși, cred că Craiova va păstra acel joc cu care ne-a obișnuit până acum. Da, într-adevăr, până la urmă am avut un joc plin de entuziasm, dar iată, discutam cu un prieten acum câteva zile, că tot vorbim de CSU. Sincer, chiar nu înțeleg de ce s-au vândut toate bijuteriile Craiovei, pentru că a plecat și Băluță, a plecat și Mitriță. Într-adevăr, este foarte normal ca o echipă să caute să facă profit, ca o echipă să caute să supraviețuiască, pentru că în momentul de față echipele din România nu fac mare lucru din punctul ăsta de vedere și au nevoie de un astfel de transfer pentru a supraviețui. Dar s-au luat aproape 3 milioane pe Băluță, au mai plecat și alt jucător, a plecat și Gustavo, foarte mulți jucători care au părăsit Craiova și iată că până la urmă lipsurile acestea se văd. Este logica managementului din România până la urmă. Au făcut anumite investiții, au considerat că ar fi și cazul să mai câștige ceva pe plan financiar. Probabil s-au gândit că din acei bani vor investi în alți jucători. Iată, au investit în Forteș. Au investit în Forteș și până la urmă, mie până acum, Forteș mi se pare un transfer foarte ratat. Pentru că l-au cumpărat ca să unii la CFR-ul sau FCSB-ul și iată că acum sunt cu el pe cap. Într-adevăr, din ce am înțeles, s-a și îngrășat puțin după ce a fost transferat de la Gazmeta Mediaș, dar până la urmă, eu cred că dacă nici sezonul viitor nu va da randament, este o mutare proastă. Probabil că încă mai trebuie să adapteze Forteș și la jocul Craiovei, și la colectiv, și la Craiova în sine. FCSB-ul, crezi că are speranțe pentru a avea campionatul? Mai sunt 5 etape până la urmă, timp ar fi, matematic se poate, ar trebui să câștige în această seară, obligatoriu consider că ar trebui să câștige în această seară, pentru că ar trebui să se apropie, ar trebui să se apropie la 3 puncte măcar de cei de la CFR. Da, într-adevăr, este un meci cu miză mare, chiar și cred că cam toate meciurile lor sunt cam cu miză mare până la sfârșitul sezonului, pentru că este în joc campionatul pe care nu l-am câștigat de 3 sau 4 ani, dacă mi-amintesc bine. Așadar, este o perioadă destul de lungă de când FCSB-ul cumpără tot ce este mai bun în țară, investește foarte mult în transferuri, încearcă cât de cât să scoată capul și în Europa, dar iată că tot nu reușește să câștige titlul. Crezi că s-a făcut o greșeală în momentul în care Gâlcă a plecat de la echipă? Gâlcă este practic ultimul antrenor care a făcut eventul cu Roșia Baștii. S-a
s-a făcut o greșeală în acel moment. Acum a plecat Gâlcă, au plecat foarte mulți jucători importanți în acel moment, Adipopa, Chiricheș și, mă rog, ce jucători și alți jucători care au plecat în acel moment. Nu știu ce să spun, Steaua parcă nu e ca o echipă, nu e cum ar trebui să fie, nu e încă închegată, având același colectiv de jucători totuși după un anumit timp, încă nu e suficient de închegată. Acum, să spunem că e din vina antrenorului, nu știu, au fost atâția antrenori pe banca Stelei și în acest sezon, nu știm exact. Să vedem ce va face Mihai Teja. În acest moment el este principal, sper că îi se va acorda suficient timp să compună echipa așa cum ar trebui, să compună pe stilul lui și să vedem. Ce părere despre situația lui Moruțan în acest moment? Moruțan venise cu un elan foarte mare la Roșia Albaștri, juca foarte bine, reușise chiar să și marcheze, iar acum nici nu mai prinde echipa. Prevezi un nou caz Golovka în cazul lui Olimpii Moruțan? Eu sper că nu. Moruțan este un jucător foarte bun, probabil nu mai prinde echipa pentru că a intrat într-un anumit sistem de rotații pe care l-a gândit antrenorul. Cred că îi se va mai da ocazia să joace în continuare și totuși este încă un jucător tânăr. Este încă un jucător care și în meciurile, în aparițiile pe care le are, arată anumite calități, arată că totuși este un jucător de Steaua. Bun, o să luăm o scurtă pauză și o să revenim mai departe cu UEFA Champions League și UEFA Europa League. O să discutăm acolo mai multe, o să analizăm rezultatele din sferturi și o să analizăm inclusiv confruntările din semifinale. Rămâneți cu noi la Radio Easy. Iată, ne-am revenit aici la Radio Easy cu emisiunea Câștigi sau Pierzi. Trebuie să vă reamintim încă o dată că ne puteți urmări atât live, audio, cât și video pe pagina de Facebook Radio Easy, cât și pe pagina de Facebook Câștigi sau Pierzi. Iar, de asemenea, ne puteți urmări doar audio pe www.radioeasy.ro. Am revenit cu partea a doua emisiunii aici alături de Vlad Cosma și o să discutăm puțin despre UEFA Champions League, cea mai importantă competiție intercluburi din lume la ora actuală. Vlad, o să analizăm puțin rezultatele care au avut loc în UEFA Champions League și în UEFA Europa League în sferturile de finală, mai exact, și o să discutăm în primul rând despre confruntarea dintre Tottenham și Manchester City. Tottenham a jucat primul meci european pe noul stadion și a fost un meci de bun augur pentru că au câștigat cu scorul de 1-0 grație golului Heung-min. Meci în care Aguero a ratat o lovitură de la 11 metri care în momentul de față cam pare decisivă în locul acesta pe care Tottenham îl ocupă în semifinale.
În retur am avut o partidă mai mult decât delicioasă. A fost 2-2 minutul 10 și meciul s-a terminat 4-3. Cu mențiunea că Manchester City a avut un gol anulat în minutul 93 pe motiv de offside. Gol indicat prin video assistant referee. Ce părere ai despre această dublă și ce șanse crezi că are Tottenham? De ce te întreb de Tottenham întâi înainte de toate celelalte duble? Pentru că discutam acum câteva luni cu colegul meu Cipri, cu fostul meu coleg Ciprian, și discutam despre fiecare echipă în parte. El spunea că Tottenham are șanse mari să ajungă maxim în sferturi, Tottenham este acum în semifinale. Crezi că este o echipă capabilă să ajungă în finală și să câștige acest trofeu? Bine, în acest moment totul este posibil. Dacă ți-aduci aminte la ultima noastră emisiune, eu am spus că Manchester City este favorită și acum a fost eliminată de Tottenham. Totul este posibil în acest moment. Tottenham a arătat că joacă foarte bine, a arătat un fotbal foarte bun, foarte stăpână pe ea, echipa în sine, cu jucători capabili pe toate posturile. Da, cred că din acest moment ar putea spera la orice. Ar putea spera și la finală. Poate și toate astea fără golgheterul lor, fără Harry Kane, care nu a jucat niciuna dintre cele două partide, așadar este un plus destul de important. Până la urmă au nimerit și adversarul cel mai facil, că au nimerit-o pe Ajax, pentru că nu poți să spui că Liverpool sau Barcelona erau niște echipe pe care ți-ai fi dorit să le primești. Bine, în această fază a competiției nu cred că mai există adversar facil, iar Ajax cred că și-a câștigat un nume în acest moment, eliminând pe Juventus, eliminând până la urmă echipe foarte, foarte bune. Și eliminând și pe Real Madrid, care este posesoarea ultimelor trei trofee Champions League, exact. Așadar... Într-adevăr, nu mă refeream facil din punctul ăsta de vedere, că în partea cealaltă este Liverpool și Barcelona. Clar, în momentul de față, parcă prefer să o întâlnești pe Ajax. Deși, așa cum ai spus tu, până la urmă nu se știe niciodată că poate să-ți dea Ajax o bătaie soră cu moarte în semifinale, știi? Dar oricum, este foarte interesant modul cum va gestiona Mauricio Pochettino acest avantaj emoțional pe care echipa l-are, pentru că toate echipele din Anglia fac mișto de Tottenham. Și din punct de vedere al faptului că și-a făcut un nou stadion, dar nu niciun trofeu să pună în vitrină și tot felul de glume de genul ăsta apar pe pagine de ale ziarelor din Anglia până la urmă, unde până la urmă echipa trebuie să fie susținută că a ajuns în semifinalele Ligii Campionilor. N-a ajuns acolo United, Chelsea și Arsenal joacă în Europa League până la urmă. Să nu le facă vreo surpriză să fie chiar primul trofeu UEFA Champions League. Posibil, da, este foarte posibil, pentru că până la urmă, așa cum ai spus și tu, aici nu mai ești într-o fază a competiției în care vorbește valoarea lotului sau locul pe care îl ocupi în campionat sau palmaresul tău. Pentru că de aici se poate întâmpla orice. Așa s-a întâmplat și cu Monaco, acum două sau trei sezoane când au ajuns la fel în semifinale. Așa s-a vorbit și despre Borussia Dortmund, care a ajuns în sezonul acela în finale și a jucat finala chiar cu Bayern. Sunt foarte multe echipe care nu aveau șanse la începutul sezonului și pe parcurs s-au reinventat sau au găsit soluții. Și lucrul acesta cred că este foarte important, pentru că Tottenham nu și-a pierdut cei mai importanti jucători, că tot vorbea de managementul celor de la Craiova. Iată, nu l-au vândut pe Eriksen încă, pe Ali încă, nici pe Kane. Nu au vândut foarte mulți jucători, ba chiar au cumpărat. L-au adus pe Davinson Sanchez acolo în apărare. L-au format pe acest Kevin Trippier, care mie mi se pare unul dintre cei mai buni fundaș dreapta din lume la ora actuală. Sunt jucători care au o cotă de piață în momentul acesta și sunt jucători care sunt capabili să facă orice surpriză la ora actuală. Ești surprins totuși să o vezi pe Tottenham trecând de City? Pentru că, logic, dacă este să vorbim despre ce se întâmplă în Premier League, în momentul de față Manchester City se bate pentru campionat, iar Tottenham se bate pentru un loc în top 4. Sunt puțin surprins, să fiu sincer. Am fost surprins de abordarea lui Manchester City din meciul tur. Mi s-a părut că ar fi vrut totuși să câștige acel meci mai mult decât să meargă spre un rezultat de egalitate. Spre final au primit și acel gol. M-aș fi gândit că City va juca ceva mai ofensiv în meciul tur, să forțeze o victorie chiar la două goluri diferență, eventual jucând în deplasare. A fost important pentru ei. Au o forță ofensivă capabilă de acest lucru. În retur, într-adevăr, a fost un meci foarte spectaculos, puțin surprinzător. Nu m-a surprins victoria lui City, m-a surprins totuși capabilitatea lui Tottenham de a juca în acel fel. Da, și încă o dată, că tot am menționat și pe pagina noastră că știi sau pierzi, cât de
underrated este Heung-Min Son, da, la ora actuală. Pentru că mie mi se pare puțin amuzant că este atât de ridicat în slăvi, spre exemplu Eden Hazard. Bine, nu spun că nu merită, dar în comparație cu ce face Heung-Min Son sezonul ăsta, mie mi se pare că Salah și Eden Hazard nu prea au ce să spună. Bine, ai să spui că nu au marcat la fel de multe goluri ca cei doi, dar are un sezon, cred că e cel mai bun sezon al lui din carieră până la urmă, pentru că e cea mai importantă performanță cu echipa de club, această semifinală de Champions League. Au fost ani în care chiar s-a bătut la titlu cu Tottenham și iată că în momentul de față nu prea este bagat în seamă de alte echipe. Nu-l văd într-adevăr jucând pe Son la Real Madrid sau la Barcelona, dar Son este un jucător pe care măcar Arsenal ar trebui să-l aibă în vedere, pentru că Arsenal trebuie să mai promită ceva. O să ajunge să discutăm și despre ei. Bine, în acest moment Arsenal și Tottenham parcă la același nivel, dacă nu Arsenal sub. Cred că mai degrabă sub. Da, da. Iar până la urmă Son joacă la o echipă bună. Tottenham nu este chiar o echipă slabă. E o echipă bună. Probabil faptul că a fost în umbra lui Kane, Kane fiind golgheterul echipei, probabil din acest motiv nu este Son curtat de foarte mari echipe. Acum, glumim puțin, depinde cât de mult va sta Kane accidentat. Poate să iasă în evidență Son mai mult. Dar uite, aici este capacitatea echipei, capacitatea colectivului. Nu e Kane pe teren, ok, e Son, tot avem un marcator. Tot e cineva care da, ideea este că Son, practic, el de la Leverkusen nu a plecat din atacant central, a plecat din atacant de bandă, practic, un left wing forward. Și asta e și stilul asta lui. A jucat. Da. Și chiar și în returul de la Manchester City, aceeași poziție a avut-o în teren. Cu toate că a apărut acel număr 9 fals, pentru că pe parcurs a intrat și Llorente, care a marcat golul cel mai important pentru Tottenham la ora actuală, tot în bandă, mi se pare mai încăstat. Da, ai observat tehnica lui. El tinde să meargă pe banda stângă și să vină în interior, după care ori șutează, ori, în fine, continuă pasa cum consideră. Continuă faza, ce scuze. Bun, o să trecem la cea de-a doua dublă care a avut loc în sferturile de final a Ligii Campionilor din sezonul 2018-2019 și o să discutăm despre dubla dintre Ajax și Juventus Torino. 3-2 la general pentru Ajax și probabil cea mai mare surpriză de la ora actuală din Champions League, mai mare decât această calificare a lui Tottenham, consider eu cel puțin. Mai ales din cauza faptului că Ajax a avut până acum cel mai dificil traseu, după părerea mea. A avut Real Madrid, acum a avut Juventus, acum urmează Tottenham, un adversar, iar spun, mai facil decât ce a avut. Dar, după părerea mea, Ajax în momentul de față este o echipă fenomenală. Trebuie să facă tot posibilul să nu vândă tot ce are mai bun, cum de altfel se întâmplă cu alte echipe în lumea asta. Și trebuie să facă tot posibilul să se concentreze. Am văzut că Federația Olandeză de Fotbal chiar a amânat cu 10 zile o etapă de campionat, tocmai pentru că Ajax să aibă suficient timp să pregătească această dublă cu Tottenham. Pentru că, vezi, asta înseamnă o țară civilizată, o țară care își dă seama că este foarte important ca numele ei să apară acolo, numele țării. Că este PSV Eindhoven sau este Ajax sau este Feyenoord, asta contează foarte, foarte puțin. Crezi că, asta e prima întrebare pe care vreau să ți-o adresez când începe să discutăm despre dubla aceasta, crezi că De Ligt va rămâne la Ajax din vară? Greu de crezut, depinde acum de suma care va fi oferită pentru el. Păi uite, dacă mă întreb, dacă ai spus și de sumă, o să spun și suma. În momentul de față se spune că Barcelona ar scoate din buzunar undeva la 80 de milioane de euro pentru De Ligt, care mi se pare o sumă imensă. Este foarte tânăr jucătorul. Bine, îi merită parcă, la ce mă gândesc că Virgil van Dijk s-au cheltuit 75 de milioane de euro pentru el și Virgil van Dijk este mult mai bătrân. Așadar, va fi un jucător de viitor. Și am văzut dacă va fi să ajungă acolo. Am văzut că și pentru Frankie de Jong, 75 de milioane de euro a oferit Barcelona, dacă nu mă înșel. Este o sumă considerabilă. Nu cred că Ajax își permite să refuze o asemenea sumă. Până la urmă, 75 de milioane de euro mi se pare chilipir pentru cum ar fi Dembele cu 110, Coutinho cu 170, Coutinho care, sincer, nu a rupt gura târgului până acum la Barcelona. Da, Coutinho era un jucător foarte, foarte bun și foarte apreciat de la Liverpool. Probabil și din acest motiv a plecat pe acea sumă. Liverpool nici nu ar fi vrut să-i dea drumul inițial.
Dar a fost și dorința jucătorului, probabil. Dorința jucătorului, suma mare de bani și da, faptul, da. A contat foarte mult faptul că era accidentat la momentul respectiv, pentru că Coutinho era accidentat când s-a transferat la Barcelona. Da, și nu se știa cum va reveni, dacă va fi în formă. Bun, mergem la următoarea dublă, la dubla dintre Barcelona și Manchester United, unde a existat doar Barcelona și în tur și în retur. Manchester United nu a reușit să dea niciun șut pe spațiu porții pe Old Trafford, nici pe Camp Nou, nu a făcut mare lucru, ba din contră a primit două goluri în 10 minute de la Messi. Un match în care David De Gea a făcut o lată la golul 2 al lui Messi, un gol care nu prea era anunțat la cum a decurs faza la momentul respectiv. Ole Gunnar Solskjaer care, iată, mai suferă un șoc după acest 3-0 pe Camp Nou, pierde cu 4-0 la Everton United astăzi. Asta mai e o veste destul de interesantă. Cum o vezi pe Barcelona în dubla care va urma cu Liverpool? Pentru foarte mulți fani, aceasta este finala dinaintea finalei. Este o dublă care se anunță foarte spectaculoasă. Este un meci foarte, foarte greu pentru ambele formații, și pentru Barcelona și pentru Liverpool. Probabil că în meciul tur nu vom vedea foarte multe goluri, dar în retur mă aștept să vedem poate chiar la fel de multe goluri ca la Manchester City cu Tottenham. Dacă ar fi să dai așa niște șanse în procent, cam spre ce ai inclina mai mult? Aș merge 55% Barcelona, 45% Liverpool. Acel 5% în plus pe care i l-am dat Barcelonei este Messi într-o formă foarte, foarte bună. Da, mă așteptam sincer să spui asta, pentru că urmăream și o declarație a lui Gullit după partida lui Manchester City de pe teren propriu, în care îi spunea foarte clar lui Guardiola că el știe de ce nu a câștigat niciun Champions League de când a plecat de la Barcelona, asta e pentru simplu fapt că nu l-are pe Messi. Și sincer, cred că ăsta e cam adevărul, pentru că un Messi la Bayern München ar fi fost magistral și la City și mai și, după părerea mea. Iată, din păcate, nu cred că vom apuca în această eră să-l vedem pe Messi jucând în alt campionat. Spun din păcate pentru că mi-aș fi dorit să-l văd și în alt campionat. Tocmai pentru a lămuri această dezbatere care este continuă cu Cristiano Ronaldo, că a jucat și în Premier League, că a jucat și în Serie A, că a jucat nu mai știu unde. Până la urmă este normal pentru Messi să rămână la Barcelona, atâta timp cât se înțelege foarte bine cu echipierii, este în sistemul, în stilul de joc al Barcelonei. I se oferă și o sumă de bani considerabilă să rămână, n-ar avea de ce să plece în acest moment și probabil nici în viitorul apropiat. Bun, trecem la ultima partidă. Bine, nici nu cred că avem prea multe de discutat aici la dubla dintre Liverpool și Porto. Liverpool clar pe merit calificată și fără emoții. Dacă cineva mai avea de gând să spună că poate în retur Porto va face o surpriză, Liverpool a dat 4. Și o întrebare scurtă până trecem la Europa League, o întrebare sinceră pe care vreau să la care vreau să-mi răspunzi fără să te gândești prea mult. Cine câștigă Champions League sezonul acesta? Liverpool. Liverpool câștigă. Bun, mergem mai departe la Europa League și o să discutăm despre surprizele care au avut loc și aici. O să discutăm în primul rând despre dubla dintre Benfica și Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt în momentul de față echipa care a făcut o surpriză imensă prin acea remontada din retur. 4-2 a fost scorul cu care Benfica a câștigat în tur și a marcat și acel tânăr de 19 ani 3 goluri, João Félix, portughezul João Félix. Iată, Frankfurt câștigă cu 2-0 în retur și câștigă și în urma unui gol dintr-un offside uriaș. Toată lumea spune că a fost un furt imens ce s-a întâmplat în Germania la acea partidă, însă până la urmă, iată că nici că lipsa varului se vede, pentru că Europa din momentul de față, în Europa League se lucrează doar fără VAR. Sunt arbitri de poartă, dar nu există VAR în momentul de față în Europa League. Ce părere ai? O vezi pe Frankfurt capabilă să câștige Europa League, având în vedere că a mai rămas Chelsea, Arsenal și Valencia? În acest moment, Frankfurt în Europa League face cam ce a făcut și ce face Ajax în Champions League. Este, într-un fel, surpriza competiției. O surpriză frumoasă, o echipă frumoasă, până la urmă. Ar putea chiar să câștige. Au și șanse, un traseu dificil până la urmă, da. I-au scos pe Inter, acum Benfica, au avut și un traseu destul de dificil până la urmă. Au șansele lor, într-adevăr, mai mici decât ale altor echipe, mă gândesc la Chelsea, Arsenal, totuși echipe mari au rămas în competiție, dar au șansele lor și arată că pot juca de la egal la egal cam cu orice echipă. Bun, o să trecem la dubla a doua, o dublă la care nu cred că avem foarte mult de discutat, dubla dintre Slavia Praga și Chelsea. Dacă Chelsea a câștigat cu 1-0 în Cehia, e bine,
pe Stamford Bridge a fost un adevărat thriller, pentru că Chelsea a avut 4-0 la un moment dat și s-a făcut 4-3. Bine, meciul s-a și terminat așa. Chelsea în momentul de față, care este favorita numărul 1 conform Bet365, așadar este echipa numărul 1 în momentul de față în Europa League și lucrul acesta se și vede, pentru că nu poți să spui că da, domnule, a bătut cu 4-3, le-a dat aia 3 goluri. Păi da, a avut 4-0 până la urmă. Era 5-0 la general la un moment dat. Deci e clar că nu a avut foarte multe emoții. În orice caz, tot respectul pentru Slavia Praga, care și la acel scor au jucat, au continuat să joace și au făcut un meci foarte frumos. Da, și o echipă ambițioasă. Și per total, toată dubla, 1-0 în tur pentru Chelsea. Ok, a fost 1, n-a fost 3. Și Slavia Praga chiar a jucat foarte bine. Da, a marcat Marcos Alonso în turul partidei ca minutul 85, dacă mă amintesc bine, deci târziu, semn că au făcut o partidă destul de bună. Trecem mai departe la o altă partidă, la o altă dublă dintre Napoli și Arsenal. Arsenal, iată, ajunge în semifinale alături de Unai Emery. 2-0, 1-0. Iată, Napoli nu reușește să marcheze deloc împotriva lui Arsenal. Și mă surprinde lucrul acesta pentru că mă așteptam să văd altceva la Napoli cu Carlo Ancelotti pe bancă. Însă iată că campionat la, cred că, 18 puncte în spatele lui Juventus. Bine, aici, hai, că nu cred că se aștepta nimeni să ia Napoli campionatul. Dar, sincer, o vedeam pe Napoli mai puternică puțin decât Arsenal. Nu neapărat. Până la urmă, Arsenal este un nume, vine dintr-un campionat, eu îl consider mai puternic, Premier League, decât campionatul Italiei. În retur, Napoli a avut un pic inițiativa, a încercat, având și avantajul meciului acasă, dar Arsenal a fost superior. Bun, și avem ultima dublă, o dublă 100% spaniolă între Villarreal și Valencia. 3-1, 2-0 a fost pentru Valencia în această dublă. Valencia care renaște parcă, după sezoane în care parcă se făcea de râs în Champions League, iată revine în fotbalul de elită, ca să zic așa. Ce vreau să subliniez este că a trecut foarte mult timp de când nu au mai fost câte două echipe din Anglia în semifinale în ambele competiții. Și Spania până acum domina, dacă acum a rămas doar Barcelona și Valencia, pentru Spania, iată că Anglia ridică blazonul cât se poate de sus pentru fotbalul european. Întrebarea la fel de scurtă, cine câștigă Europa League? Aș merge pe favorita din acest sezon, pe Chelsea. Deci mergem pe mâna lui Chelsea. Bun, o să luăm din nou o scurtă pauză și o să revenim în partea a treia cu transferul lui Răzvan Marin și o să discutăm în ultima parte rapid despre aceste zvonuri care sunt legate de transferurile la Real Madrid. Rămâneți cu noi aici la Radio Easy.
Iată, ne-am revenit aici la Radio Easy cu emisiunea Câștigi sau Pierzi, unde discutăm alături de Vlad Cosma mai multe știri interesante din sportul național, sportul național și internațional, dar în principiu astăzi ne-am axat mai mult pe fotbal, dacă la emisiunile noastre până acum se discuta și despre tenis, handbal sau basket. Astăzi am dorit un pic să ne axăm puțin pe fotbal, pentru că nemai făcând emisie de foarte mult timp s-au adunat foarte multe lucruri importante pentru cei care ne urmăresc, pentru că marea majoritate, în proporție de 85%, să spunem așa, ne urmăresc din pricina fotbalului. Fotbalul, sportul rege până la urmă, nu-i așa, Vlad? Vlad, dacă am discutat până acum despre Champions League, Europa League, am discutat puțin și despre Liga 1. Acum o să mergem puțin la fotbalul belgian, dar în același timp cu trimitere către România și către Olanda și către semifinalele Champions League, de ce nu? Și vom discuta despre transferul lui Răzvan Marin la Ajax, care a fost cumpărat pentru suma de 12,5 milioane de euro, un contract semnat de Răzvan Marin pe 5 sezoane la Ajax. Ce îmi poți spune despre acest transfer? Care este părerea ta? Cum ai reacționat când ai auzit această știre? Când ți s-a confirmat, bineînțeles că mai multe pagini scriu cu două săptămâni înainte până nu se confirmă nimic, dar cum ai reacționat în momentul în care ai aflat de transferul lui Răzvan Marin la Ajax? Este un transfer interesant. Sincer, m-am bucurat pentru un jucător român, un jucător tânăr al nostru, un jucător încă de viitor. Este un transfer interesant, un transfer foarte bun pentru Răzvan. Va fi foarte interesant de văzut cum va fi folosit la Ajax și ce evoluții va avea de la început, pentru că el este adus ca înlocuitor pentru Frenkie de Jong. Stilul lui de joc față de Frenkie de Jong cred că este puțin diferit. Va fi interesant cum va fi folosit. Și probabil că pretențiile sunt mari, totuși. Ca înlocuitor pentru Frenkie de Jong va fi într-o poziție dificilă. Sperăm că va confirma. El actualmente este într-o formă foarte bună. Să sperăm că își va păstra forma și la Ajax. Da, păi a și marcat în acea partidă cu Anderlecht, care a fost întreruptă de suporter, a marcat și acum în ultima etapă, la fel, un nou gol. Mie mi se pare totuși că puțin că Frenkie de Jong este mult mai tehnic decât Răzvan Marin, pentru că la el asta e Frenkie de Jong, de asta a și plăcut atât de multor echipe din Europa, pentru simplu fapt că este un mijlocaș ofensiv foarte tehnic, un mijlocaș ofensiv polivalent, pentru că poate juca și central, pentru că central el practic joacă la Ajax. Dar iată că, în afara faptului că Răzvan Marin vine cu o presiune foarte mare pe umerii săi, sunt și un pic de profil diferit, pentru că Răzvan Marin este mai mult un enforcer, mi se pare un fel de goal poacher, un jucător care avansează foarte mult odată cu vârful, da? Și este acolo la finalizare destul de des. Este un jucător pe care nu prea îl întâlnești la mijlocaș central. Este un jucător care vine foarte mult din spate, dacă observat, el pornește fazele și urcă foarte mult, parcă urcă cu faza și ajunge chiar în vârf câteodată, pornește de la mijloc și ajunge foarte în față, ajunge, da, într-adevăr, e o diferență de stil, Frenkie de Jong, un pasator ceva mai bun, într-adevăr, o tehnică mai bună până la urmă și stilul de joc diferite. Frenkie de Jong, scuză-mă că întrerup, trebuie să recunoaștem și faptul că Răzvan Marin a avut totuși și un pic de responsabilitate la Standard Liege, pentru că este omul care făcea legătura între cele două compartimente, omul care cobora în apărare și omul care urca în atac. Avea și acolo o răspundere destul de mare, că nu e campionatul la fel și că cu Standard Liege poate n-avea nicio șansă să joace în Champions League, asta e cu totul altceva. Și rămâne de văzut acum ce libertate îi se va da la Ajax, pentru că la Standard Liege s-a dat o anumită libertate de joc, de gândire, gestionare a fazelor. Rămâne de văzut dacă și la Ajax va primi aceeași libertate și responsabilitate implicit. Da, pentru că în momentul în care te prezinți la Ajax sau la Barcelona, ești băgat în acea filozofie. Trebuie să înveți fotbalul lor, nu să vii că te-am adus noi și ne-ar... Într-adevăr, trebuie să știi să aduci plusul acela în momentele care trebuie, dar în același timp acel plus să-l integrezi în stilul de joc al echipei pe care echipa joacă. Adică tu trebuie să fii un jucător foarte, să spunem așa, nu știu cum să spun, mai săritor, adică să știi când să faci ce trebuie să faci. Ce ai fost învățat, de exemplu, la Standard Liege, că faci legătura între cele două compartimente, nu știu acum dacă va avea aceeași responsabilitate și la Ajax, ținând cont că este și la Seșone acolo, un jucător cu o greutate destul de mare, un jucător care are mai mult de 6 sezoane de când este acolo pe Johan Cruyff Arena.
Până la urmă, la Ajax, forța colectivă face diferența și probabil fiecare jucător are mai mult decât o singură responsabilitate. Se acoperă unii pe alții. Tind să cred că se va descurca foarte bine. Are una dintre cele mai frumoase creșteri din punctul meu de vedere. Iată, a pornit de la Viitorul Constanța, de la cel mai bun din fotbalul românesc, de la Gheorghe Hagi, care l-a format și l-a ajutat să devină ceea ce este astăzi. Pentru că, acum dacă este să vorbim și de sume, Viitorul Constanța a și beneficiat de pe urma acestui transfer, câștigând suma de 2,5 milioane de euro, care pentru Viitorul Constanța este o sumă destul de mare. Știind faptul că Gheorghe Hagi ține echipa din bani proprii, da, pe care îi face și ține și Academia inclusiv, unde formează foarte mulți jucători și lucrul acesta se vede, a ajuns la Standard Liège, o echipă până la urmă de tradiție din Belgia și iată-l acum la cred că cel mai titrat, nu cum una dintre cel mai titrat cu club din Olanda în momentul de față. Nu mă refer neapărat din prisma palmaresului, ci ca și nume. Da, într-adevăr. Este într-adevăr o creștere mare. Acum depinde de el să mențină acest ritm. Foarte multă lume spunea că el este cel mai apropiat, sau nu, el este jucătorul român cu cele mai mari șanse de a ajunge la o echipă foarte, foarte mare, cum ar fi Real Madrid sau Barcelona. Într-adevăr, eu glumeam puțin cu unii prieteni mei și am spus că gata, de acum de la Ajax urmează Barcelona, pentru că știind în primul rând relația pe care o au cele două cluburi, este clar că în momentul în care vei da randament și vei avea performanțe foarte bune, știind acum și faptul că Barcelona va căuta în curând un jucător pe profilul ăla, pentru că Busquets îmbătrânește, Rakitic se tot vorbește că va pleca, a fost adus Arthur până la urmă, a fost adus Vidal, dar Vidal nu e de viitor. Arthur poate da, dar Barcelona cu siguranță în următorii, cred că 3 ani maxim, da, va avea nevoie de un jucător la centru care să știe să facă de toate. Pentru că, bine, și până la urmă să ajungi acolo, îți dai seama ce ai în spate, ai Xavi, Iniesta, Busquets, ai niște jucători în spate care au făcut clubul acesta ce este el astăzi. Pentru că sunt jucători care la fel au fost formați acolo. S-ar putea chiar să fie din nou un înlocuitor pentru Frenkie de Jong la Barcelona. Da, uitați-mi de Frenkie de Jong. Da, va fi interesant de văzut, pentru că vezi tu, și Real Madrid și Barcelona au foarte mulți jucători care sunt aproape de final de carieră. Uite, dacă mă refer la Real Madrid, mă refer aici și la Ramos. Mă refer la Marcelo, care este trecut de 30 de ani. L-avem pe Kroos, l-avem pe Modric, Benzema, care cât mai poate să marcheze 3 goluri într-un meci cum a marcat astăzi. Nu mai are zile multe, nici Benzema, ca și fotbal profesionist. Sunt mulți jucători care vor părăsi Real Madrid și care vor părăsi și Barcelona, pentru că l-avem la fel. L-avem pe Piqué, l-avem pe Jordi Alba, spuneam de Busquets. Până la urmă și Suarez are 30 și ceva de ani și până la urmă și Messi ușor, ușor va dispărea din umbra clubului. Așadar, va fi foarte interesant de văzut următorii 5 ani ce se va întâmpla cu Real Madrid și Barcelona, pentru că ele sunt cele mai importante cluburi la ora actuală din lume. Da, la un moment dat va trebui să existe un schimb de generații și la Real Madrid și la Barcelona. Acum, având în vedere sumele de transfer din anul actual, nu știm ce va fi peste 3-5 ani, dar Real Madrid și Barcelona parcă sunt dispuse să ofere foarte, foarte mulți bani pentru tot ce e mai bun. Acum, da, dacă și Răzvan Marin va fi printre cei mai buni la momentul respectiv, ar fi foarte bine și pentru noi și pentru el. Da, într-adevăr, e interesant de văzut ce se va întâmpla cu el. Chiar mi-aș dori să se reprezinte fotbalul românesc cât mai departe pe cât posibil. Până la urmă, și Ajax este un grup destul de mare, dar știi cum e, niciodată nu trebuie să-ți impui o limită. Până la urmă, trebuie să ajungi cât mai sus, cât de sus se poate, pentru că are 22 sau 23 de ani, Răzvan Marin în momentul de față, nu mi-amintesc exact. Îl salutăm și pe Ciprian Cucu, care ne urmărește pe live. Bun. Am discutat destul de mult despre Răzvan Marin, o să luăm din nou o scurtă pauză și o să revenim în partea a patra a emisiunii și o să discutăm despre Real Madrid. Rămâneți cu noi!
Da, iată ne-am revenit aici cu emisiunea Câștigi sau Pierzi în ultima parte a emisiunii și o să discutăm despre Real Madrid. Spuneam că este un subiect surpriză pe care l-am ales să-l discutăm astăzi, Vlad, pentru că este un subiect destul de sensibil, să spunem așa, pentru Real Madrid în momentul de față. Pentru că, cum ai spus și tu mai devreme înainte de pauză, urmează să se schimbe o generație, pentru că vor fi foarte mulți jucători care în următorii maxim 3 ani nu cred că vor mai fi pe Santiago Bernabeu. Și nu spun asta pentru că nu ar merita, să spunem, Ramos să retragă la Madrid, dar câteodată America sau China este o tentație până la urmă, când stai toată viața în Spania. O să discutăm despre Eden Hazard, ăsta este principalul subiect al acestei, al acestei discuții pe care o vom avea acum, pentru că am citit acum câteva zile o știre pe Marca, ziarul de casă al Realului, și se spunea că mutarea lui Eden Hazard ca și oficialitate este doar o chestiune de zile în momentul de față și că s-ar fi ajuns la un acord pentru suma de 100 de milioane de euro pe motiv că este în ultimele, mai are un an de contract cu Chelsea. Eden Hazard, care în momentul de față, cred eu, este un jucător foarte important pentru Chelsea, sincer, când mă gândesc că Eden Hazard a ajuns să joace în Europa League cu Chelsea, m-aș gândi sincer ce s-ar întâmpla cu Chelsea dacă n-ar fi Eden Hazard. Îl vezi pe Eden Hazard în momentul de față un jucător care să fie măcar la nivelul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid? Măcar la nivelul lui Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo la Real Madrid a luat balonul de aur și nu odată. Dar este un jucător foarte, foarte bun. Este un jucător, un adevărat urmaș al lui Cristiano Ronaldo, să spunem așa. Este un jucător demn de Real Madrid, un jucător bun, este și într-o oarecare formă, a făcut și un mondial bun. Este un jucător și la această sumă, la această sumă de 100 de milioane de euro, care într-adevăr este o sumă mare, dar vara asta am văzut transferuri mai costisitoare pe jucători care nu au neapărat același nume ca Eden Hazard, să spun. Și este sub cota lui, cel puțin cota de pe Transfermarkt este de 150 de milioane de euro. Este un transfer foarte, foarte bun pentru Real Madrid, dacă până la urmă se va confirma. Da, într-adevăr, pentru că se vorbește despre transferul lui Hazard, cred că de mai bine de un an de acum, pentru Real Madrid. Și se vorbea că va pleca inclusiv la United, că va ajunge pe nu mai știu pe unde și iată că acum se dă ca și transferul la Real Madrid. Real Madrid care are în momentul de față nevoie de un jucător de rangul Eden Hazard, dar parcă nu în poziția aia, pentru că joacă în stânga. În stânga unde Real Madrid iar pe Asensio, pe Isco, pe partea cealaltă. Mă gândesc că singurul motiv pentru care s-ar miza foarte mult pe Eden Hazard este doar în cazul în care rămâne Gareth Bale, pentru că eu în momentul de față mi-o imaginez pe Real jucând cu Eden Hazard în stânga și cu Gareth Bale în partea dreaptă și eventual să mai aducă un vârf, de exemplu pe Icardi, că și despre el se vorbește. Știm bine că Icardi a fost penalizat de echipă și la salar și ca jocuri, pentru că refuza efectiv să joace. Îl vezi pe Icardi, spre exemplu, luând locul lui Benzema acum, pentru că sunt mulți jucători care fac o greșeală. În momentul în care află că sunt urmăriți de un anumit club mare, mai mare decât clubul la care joacă ei, că asta e ideea, ba nu vor să mai prelungească contractul, ba cer o mărire de salar, dar lucrul acesta nu e ok, pentru că, vezi tu, Icardi acum nu joacă, da? Îți ieși din ritm, clar, în momentul în care nu mai joci. Formă, da. Și nu mai ești jucătorul acela care erai acum 7 etape. Ești un jucător care, în momentul în care primește mingea în fața porții, nu prea știi ce să faci cu ea. Bine, greu de crezut totuși că Icardi își pierde acest instinct acum nemai jucând câteva etape și că nu va fi capabil să o bage în poartă, pentru că la Real Madrid, în momentul de față, să fie atacant înseamnă să știi să o bagi în poartă. Să ai poziționare, da. Da, ca poziționare și ca finalizare să știi să pui piciorul, să nu te lovească mingea rău. Cam asta trebuie să știi să faci la Real Madrid, pentru că cam asta s-a văzut în ultimii ani. Pentru că l-avem pe Benzema, care este clar un jucător, un oportunist. L-am avut acum mulți ani pe Raul, care la fel, era la fel. A fost Morientes, doar Ronaldo brazilianul era singurul atacant central care venea și lua mingea de la mijlocul terenului și mergea cu ea până în poartă și putea să facă multe alte lucruri cu mingea. Dar nu-l văd pe Benzema făcând asta sau pe cum a fost Morientes sau Raul. Raul era un jucător foarte lent, spre exemplu,
care nu era un foarte capabil să facă ce făcea Ronaldo pe vremea respectivă sau ce face Cristiano Ronaldo acum. Pentru că la vârsta de acum Cristiano Ronaldo joacă mult mai bine decât Raul sau decât mulți alți jucători emblematici, cum ar fi Ruud van Nistelrooy, chiar dacă multă lume o să spună, băi frate, până la urmă Ronaldo a apărut din mijloc a stânga. Da, este foarte adevărat, dar până la urmă a marcat, cred că peste 450 de goluri în carieră. Bine, acum vorbim și de poziții diferite și de stilul de joc diferit. Până la urmă și Morientes și Van Nistelrooy și, cum ai spus și tu, Raul, sunt jucători lenți, sunt jucători mai de gura porții, să spun, mai vârfuri de atac. Cristiano Ronaldo, un jucător de bandă, cu anumite calități, viteză, o anumită... Viteză detentă și cam de toate, că Ronaldo cam de toate, da. Cam de toate, într-adevăr. Uite, la Real Madrid mie mi-a plăcut și Higuain, care Higuain mai venea puțin și în spate și ajuta echipa, după care se ducea în poziția lui de vârf. Într-adevăr, Icardi ar fi un transfer interesant, probabil totuși foarte costisitor pentru Real Madrid. Un alt nume care pentru mine ar fi interesant la Real Madrid ar fi Harry Kane. Un vârf ca Harry Kane, cu modul în care marchează el și coeficiența lui, cred că s-ar potrivi foarte bine pentru Real Madrid. Exact cum ai spus și tu, benzile, ți-aduc mingea în careu, tu numai că ți-o bagi în poartă. Dar poziționare și eficiență. Dar ce părere ai de Jovic, de exemplu, atacantul lui Frankfurt? Pentru că din ce am înțeles, Barcelona a renunțat la el, nu știu din ce motiv. Jovic este un atacant bun din punctul meu de vedere și un jucător care ar putea face față și la, și la un astfel de nivel. Pentru că, uite, eu mă uit, de exemplu, la Gareth Bale. Ce pregătire fizică avea Gareth Bale la Tottenham? Știm foarte bine că era foarte slab, că musculatura nu era foarte dezvoltată. Real Madrid a făcut din el o mașinărie, că este el de sticlă și se accidentează foarte des. Asta, până la urmă, nu este un lucru pe care îl privește clubul în momentul de față. Într-adevăr, poate și din cauza antrenamentelor destul de dure, este posibil ca tu să nu poți fi capabil să faci chiar totul. Dar mă gândesc că din moment ce a ajuns la forma asta fizică, potențial este în Gareth Bale. Bun, acum am deviat puțin de la discuție, discutam despre atacator central. Dar nu vezi pe Jovic, spre exemplu? Ar fi o variantă mai low cost, zic eu. Este un jucător interesant, este un jucător bun. Nu știu acum în ce condiții ar putea el să se descurce atât de bine plecând de la Frankfurt la Real Madrid. Totuși pare a fi un pas destul de mare. Acum, totuși, Frankfurt, semifinalistă Europa League, cu un Jovic într-o formă foarte bună, într-adevăr, pare un jucător interesant. Nu știu cât e cota lui de piață, cam cât ar costa Jovic. Se vorbește că Barcelona ar fi vrut să ofere 70 milioane de euro și Frankfurt a refuzat această ofertă. Cu toate că mi se pare că și 70 milioane de euro, într-adevăr, pentru Jovic, cum ai spus și tu, este cam mult. Am gândire că este un jucător care, așa cum ai spus și tu și ai spus foarte bine, face un pas destul de mare. Să faci de la Frankfurt pasul la Real Madrid sau Barcelona, este un pas destul de mare și ai o răspundere. În momentul în care te transferi la astfel de echipă, păi în CV-ul tău trebuie să scrie marchez 35 de goluri pe sezon minim, în fiecare sezon. Tu ai spus că este o variantă mai low cost. Acum nu știm pretențiile celor de la Frankfurt. S-ar putea să nu fie chiar așa low cost până la urmă. Comparativ cu Icardi, care nu mai vrea să joace și care se vede că vrea să plece. Dar sincer, nici nu-l văd pe Jovic mai scump decât Icardi în momentul acesta. Sincer, Icardi mi se pare un atacant foarte bun. Mi se pare un atacant care ar trebui să plece la un club mai mare, pentru că deja are 2 sau 3 sezoane de când mi se pare că se irosește la Inter. Chiar dacă marchează sezon de sezon o grămadă de goluri și este decisiv pentru echipă, mi se pare că se irosește, pentru că eu, spre exemplu, pe Icardi l-aș vedea la un Bayern, în locul lui Lewandowski acolo, ar fi un jucător efectiv ucigător în fața porții, după părerea mea, pentru că are finalizare, are tehnică, are lovitură de cap, are tot ce-ți dorește la un atacant în momentul de față, de la un număr 9 clasic până la urmă, că ăsta e rolul lui. Cred că la Bayern n-ar putea totuși să facă ce face la Inter din perspectiva comportamentului său, adică la Bayern. Este clar că în momentul în care te muzi la Inter, la un club ca Bayern sau la un club ca Chelsea, Manchester United, la un club din acesta mare, nu ca cum Inter nu ar fi, dar Inter de mulți ani nu mai e ce era înainte.
o câștigătoare de Champions League care, apropo, o bătea pe Bayern în finala de pe Bernabeu cu 2-0. Nu poți să permiți să-ți permiți să faci așa ceva la Bayern, pentru că dacă erai în momentul de față la Bayern și făceai ce faci tu acum la Inter, păi te dădeau gratis, numai să pleci, pentru că în primul rând pătai imaginea clubului și este un Bayern München este un club care ca și imagine înseamnă foarte mult. De bine de rău, la Real Madrid a mai fost exemplu Benzema, care mai spunea și Mourinho că nu a fost chiar cel mai disciplinat jucător. La Bayern München totuși disciplina primează. Da, de... tot ce vine din Germania trebuie să înceapă cu disciplina, exact, până la urmă. Da. Cam asta e ideea de bază. Pentru că avem exemple și la Real Madrid și la Barcelona de astfel de jucători. Bun, cam astea au fost subiectele pe care le-am avut pentru voi în această seară aici la Radio Easy. Vă mulțumesc și vă mulțumim foarte mult că ați fost din nou alături de noi. Vlad, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat din nou să fii alături de noi în studio și sper să ne mai revedem. Sigur, cu mare plăcere. Mulțumesc pentru invitație. Vă dorim o seară bună în continuare și nu uitați, de mâine revenim cu emisiunea Cocktail de Seară. Rămâneți aici la Radio Easy. O seară bună, la revedere!